Evenimente deosebite ne înconjoară viața și asistăm la ele, oarecum fără putința de a le schimba, dar le privim ca fiind niște semne de hotar în legătură cu faptul că Domnul Iisus Hristos trebuie să ajungă. Știți textul care spune, cel ce vine va veni, nu va zăbovi. Cu alte cuvinte, cel ce vine va ajunge. Vine spre noi de o mulțime de vreme, vine spre noi de mult. Se apropie de noi cu harul său, cu mântuirea sa, se apropie de noi în fiecare clipă și totuși, într-o zi, va veni desăvârșit, în slavă. Și așteptăm momentul acela cu mare dor, fiind conștienți sau crezând că și noi suntem gata, pregătindu-se El pentru noi, în același timp pregătindu-ne și noi pentru El. În dimineața aceasta, în fața pregătirii noastre, față în față cu Babilonul, sau dacă doriți, efectul Babilon în viața noastră. Am vorbit despre ultimul exod, am vorbit despre faptul că Duhul Sfânt este motorul ultimului exod, am vorbit despre faptul că în ultimul exod este nevoie de un loc unde toată lumea să iasă și locul acesta unde flutură stindardul însângerat al Prințului Emanuel ar trebui să fie Biserica lui Dumnezeu, astfel încât Biserica să constituie o zonă de siguranță unde toți oamenii care vor să iasă, să poată să ajungă, astfel identificându-ne rolul, Dumnezeu ne-a așezat în lumea aceasta ca punctă de siguranță, ca staul al locului în care Dumnezeu își aduce oile de peste tot, astfel încât biserica să fie punctul de întâlnire al tuturor celor ce îl caută pe Dumnezeu. Evident, biserica aceea care are ca zonă de definiție poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Există o anume realitate a bisericii finale, există un adevăr prezent mai puternic, mai clar, mai distinct decât oricând înainte. Adică, pe măsură ce lupta devine din ce în ce mai puternică, pe atât semnele de distinție, parolele de recunoaștere trebuie să fie mai clare, mai autentice, mai lucrative. Și din cauza aceasta, pentru ultima perioadă, Dumnezeu spune, poruncile lui Dumnezeu vor funcționa ca un semn de recunoaștere. Înainte de a citi textul din dimineața aceasta, aș vrea să fac două afirmații la care vă rog să vă gândiți. Punctul 1. Cea mai tragică religie care a existat, există, dar mai ales va exista. Deci, cea mai tragică religie este aceea când toată lumea crede, dar nimeni nu ascultă. Vreau să traducem ce e aceea. Toată lumea crede, dar nimeni nu ascultă. Puteți să numiți ocultism, puteți să numiți cum vreți dumneavoastră. Toată lumea e pioasă, toată lumea se închină când fulgeră, când tună. Toată lumea strigă la Dumnezeu când are nevoie. Dar dacă întreb pe cel care se închină, dar tu asculți? El spune da, pentru că în mintea lui el chiar crede că ascultă. Când îl întreb mai departe, de ce asculți? Acolo lucrurile se complică puțin, pentru că dacă îl întreb, da, poruncile lui Dumnezeu sunt clare în mintea ta, acolo începe problema. Și lucrul ăsta este foarte posibil. Asistăm la o lume extrem de mistică în ultima vreme. Misticismul sau ocultismul își face loc până și în știință astăzi. Repetam și spuneam altădată, modelele științifice de azi au copiat modele mistice din literatura sau din legendele vechi. Evoluționismul este un astfel de
exemplu. Evoluționismul nu este altceva decât un model de organizare a datelor științifice pe structura unui mit mai vechi de pe vremea presocratică, pentru că evoluționismul de pe atunci circulă, din presocratici, pe vremea când nu era științific nimic, era totul o ideologie, o poveste, o filozofie. Deci, cea mai tragică religie este să crezi în ceva, dar să nu poți să asculți nimic. Prima afirmație și cea de-a doua, cea mai teribilă robie care poate exista vreodată, este când nimeni nu crede și toată lumea ascultă. Înțelegem și treaba asta. Când toată lumea ascultă și nimeni nu crede, vreau să vă întreb, care este factorul care promovează ascultarea? De ce asculți? Că de crezut nu crezi. Și atunci rămâne varianta aceasta. Asculți datorită faptului că ți-e frică. Și când asculți de frică și nu crezi, înseamnă că ți-e frică de cine? Că de Dumnezeu nu ți-e frică. Că nu crezi în El. Și atunci de cine ți-e frică? Vă rog? De oameni. De oameni. Și când asculți de oameni, din cauza că ți-e frică de oameni, asta se numește robie. Dragii mei, vremea finală va combina aceste două lucruri. În Babilonul final se vor întâlni acești doi factori. Oameni extrem de religioși care nu vor asculta de nimic și oameni care nu vor crede în nimic, dar vor asculta de toată lumea. Și una și alta sunt situații teribile. Se va amesteca o religie tragică cu o teribilă robie. Cele două vor pregăti lumea pentru acea putere care va călca în picioare totul și care în Scriptură este prezentată a fi fiara aceea care se împotrivește oricărei dreptăți, oricărui adevăr și în mod special oricărui Dumnezeu sau lui Dumnezeu. Textul din dimineața aceasta pe care vi-l propun se găsește în Apocalips, capitolul 13, și este textul pe care dumneavoastră îl știți. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Spuneam, titlul meditației este Efectul Babilon și dumneavoastră ați putea să-mi spuneți, dar de ce încurci lucrurile? Pentru că aici e vorba de fiară, nu e vorba de Babilon. Iar ordinea firească a evenimentelor se află în Apocalips, capitolul 14, care zice așa, în versetul 8, prima dată a căzut Babilonul, cetatea cea mare care a dăpat toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei, și apoi a urmat un al treilea înger care a zis, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, și îmi veți spune, vedeți, prima dată este Babilonul și după aceea este fiara. Dar vă rog să observați un lucru, și anume, căderea Babilonului este un eveniment care în istorie s-a întâmplat într-o noapte, ceea ce înseamnă rapid. Căderea Babilonului este prăbușirea unui perete de camuflaj, unui perete de camuflaj. Și când peretele se prăbușește, după ce praful se așează, în spatele peretelui de camuflaj se află deja pregătit și gata chipul fiarei. Cumva Babilonul nu este altceva decât un moment de camuflaj pentru ca să nu se vadă fiara din spate. Dar în timp ce Babilonul, eu știu, creează confuzie în mințile oamenilor și oamenii nu știu ce să creadă, în spatele cortinei se formează puternic de tot o fiară cu acțiune globală
care face ca toți oamenii, bogați și săraci, sloboși și robi, mici și mari, tineri și în vârstă, nimeni să nu poată să scape de acțiunea ei. Teamă? Nu. Dar vă rog să observați un lucru. Între efectul Babilonului și momentul de dezvelire a monumentului fiarei, există oarecare continuitate, deși cele două evenimente șochează prin efectul lor. Șochează. Adică atunci când vezi fiara, te sperii. Și evenimentul acesta de speriere face ca o lume întreagă să se mire după fiară, spune Apocalips 13. O lume întreagă să stea cu ochii ațintiți acolo, pentru că chipul acela este cu neputință de uitat, rămâne în minte. Dar înainte ca evenimentul ăsta să aibă loc, lumea trebuie să fie pregătită să se supună fiarei. Și această supunere, această pregătire, se face în timpul Babilonului. Cum se face această pregătire? Simplu. Prin unirea celei mai tragice religii cu cea mai teribilă robie. Adică, atunci când toată lumea crede, dar nimeni nu ascultă, și când nimeni nu crede, dar toată lumea se supune. Această stare de lucruri care se pregătește în timpul Babilonului, pregătește lumea ca să fie dominată de o putere care se ridică împotriva lui Dumnezeu. În dimineața aceasta vom vorbi despre această situație, când lumea este pregătită să fie călcată în picioare. Să fie călcată în picioare în drepturile ei, în libertatea ei, în tot ceea ce Dumnezeu i-a dat pentru a fi nobilă, pentru a fi liberă, pentru a fi fericită. Citeam un gând care este surprins în Scriptură, dar din punct de vedere al formulării mi se pare mai provocator pentru mine. Cartea respectivă spune așa: este vremea când Satan se pregătește să ia în stăpânire întreaga lume, întreaga istorie, ca niciodată până acum. Este vorba de o bătălie mondială. Poate că până în momentul acesta Satan și-a concentrat eforturile ca să te câștige pe tine și pe mine. Dar acum a venit vremea ca războiul să capete o scară mondială. Și evident, eforturile sunt la nivelul acesta atunci când vorbim de globalizarea fiecarei măsuri pe care societatea politică o ia astăzi. Și vă rog să observați că marea majoritate a măsurilor care se iau sunt măsuri împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Nu știu dacă ați observat de asemenea o altă realitate. În Galateni, capitolul 5, mi se spune că, cel puțin Pavel, îmi spune că pe vremea lui existau niște lucruri împotriva cărora nu exista lege. Versetul 23, deci Galateni 5. De la 22 el spune așa: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Când spune lucrul acesta, apostolul Pavel spune că acestea sunt valori universale, valori recunoscute și de păgâni, valori recunoscute și de creștini, valori recunoscute și de alte religii și de atei. Cu alte cuvinte, așa numită lege naturală face ca aceste valori să fie universale, globale. Așa a fost și legea lui Dumnezeu pentru multă vreme. Valorile legii lui Dumnezeu, chiar dacă nu în totalitate, cel puțin parțial, valorile acestea au fost recunoscute.
În lumea păgână, în lumea religioasă, spre exemplu, să nu minți a fost o virtute. Până când filozofia a venit și a spus, stai puțin, este o virtute să nu minți pentru aceia cărora le convine. Este o virtute să nu furi pentru aceia cărora le convine. Adică spuneau ei, primii hoți care au strâns și au furat destul de mult, le poruncesc hoților din a doua generație, voi să nu furați. Pentru că dacă furați, furați de la mine și nu mai îmi convine. Și uite așa, de la Hobbes încoace, filozofia a spus că, de fapt, cele mai bune principii sunt rezultatul egoismului uman. Așa se traduce în ultima vreme. Și mergând pe felul ăsta de a gândi, lumea a creat o lege împotriva legii lui Dumnezeu. Și astăzi există legi împotriva lucrurilor care pe vremea lui Pavel nu puteau să fie în zona fără de legi. Adică ceea ce spune aici, împotriva acestor lucruri nu există lege, pe vremea lui Pavel, astăzi se dau legi împotriva lor și astfel aceste lucruri sunt definite ca fiind nebune, nepractice, nemoderne. Asta este Babilonul în care suntem azi. Mai devreme sau mai târziu, poporul lui Dumnezeu va fi aruncat iarăși în zona aceea în care se spune voi nu sunteți deloc progresivi. Voi sunteți împotriva progresului social. De ce? Pentru că voi aveți o lege care nu ne dă voie să progresăm. Cu alte cuvinte, să mergem în direcția pe care ne-o alegem. Cu alte cuvinte, să mergem în direcția fără de legii lui Dumnezeu. Frații mei, dacă înțelegem lucrul acesta, atunci probabil că va veni vremea să punem genunchiul jos, să cerem din partea lui Dumnezeu confirmarea faptului că El e cu noi, astfel încât să putem spune că sunt mai mulți cu noi decât împotriva noastră. Gândul acesta, că universul întreg este cu noi și că noi aparținem universului întreg, va da putere poporului lui Dumnezeu, care va reprezenta adevărul atât din punct de vedere numeric, cât și din punct de vedere al universului. În timp ce lumea noastră, care alege o variantă despre care vorbim acum, o alternativă care se opune cauzei lui Dumnezeu, lumea noastră va deveni o nesemnificativă minoritate care se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Efectul Babilon. M-am concentrat puțin asupra evenimentelor care s-au întâmplat în vremea Babilonului antic, adică evenimente întâmplate în cartea lui Daniel, și a câtorva evenimente care s-au întâmplat în vremea Exodului, când rămășița poporului Israel a plecat din Babilon și s-a întors în Iudeea, la Ierusalim, să rezidească templul. Sunt câteva evenimente extrem de importante pe care Dumnezeu le-a selectat în cartea Scripturii, în Biblie, pentru ca să-mi fie de învățătură. Iată câteva dintre ele. Babilonul, punctul 1, este convins că are dreptate. În ciuda faptului că are legi împotriva lui Dumnezeu, în ciuda faptului că se opune lui Dumnezeu, Babilonul crede că are dreptate.
În educație, pagina 54, găsesc următorul gând. Faptul că închinătorii lui Jehova erau prizonieri în Babilon, 1. 2. Că vasele locașului lui Dumnezeu fusese răpuse în templul Dumnezeului Babilonului, 3. Că împăratul Israelului era el însuși prizonier în mâinile Babilonului, toate acestea erau amintite cu orgoliu de către învingători, ca o dovadă că religia și obiceiurile lor erau superioare religiei și obiceiurilor evreilor. Simplu. Ce puteai spune când erai rob în Babilon? Ce le puteai spune? Știi, religia voastră nu este adevărată. Puteai să spui asta? Simplu, păi dacă religia noastră nu este adevărată, unde e Dumnezeul vostru? Și Babilonul spunea, Dumnezeul vostru e la noi, în Esagila. Uite, vasele sunt acolo, uite, sfeșnicul este acolo, uite, toate sunt acolo. Dumnezeul vostru este prizonierul meu. Da. 2. Împăratul vostru. Împăratul vostru este în mâna mea. Oricând îl chem în câmpia dura și îl pun să se închine chipului de aur, ce face împăratul lui Israel? Se închină înaintea chipului de aur. Care e mai puternic? Vedeți? Babilonul spune că el are dreptate. Babilonul spune că el are dreptate. În aceste împrejurări, tocmai prin umilirea pe care Israel o atrăsese asupra sa, datorită faptului că se depărtase de porunca lui Dumnezeu, Dumnezeu a dat Babilonului dovezi ale supremației lui, dovezi privind sfințenia cerințelor sale și urmarea sigură a ascultării. Încă o dată, cum a dat Dumnezeu aceste dovezi? Cine a mărturisit despre puterea lui Dumnezeu? Citesc în continuare. Mărturia a fost dată în singurul mod care se putea face. Adică prin aceia care își păstrau încă neclintită loialitatea față de Dumnezeu. Cine erau acestea? Daniel, cei trei tineri, mai târziu Ezra, Neemia, Zorobabel. Mă interesează lucrul acesta, m-aș bucura să-l notați. În vremea când Babilonul pretinde că are dreptate, în vremea în care nu mai poți argumenta teoretic cu Babilonul, pentru că din punct de vedere teoretic el are dovezile lui, în vremea aceasta mărturia singură posibilă este prin aceia care rămân credincioși față de Dumnezeu. De asta are Dumnezeu nevoie. De credincioșie împotriva oricărei realități care se afirmă în mediul nostru de azi. Credincioșie față de Dumnezeu. E riscant. Să știți, e riscant. Este împotriva oricărei realități, împotriva oricărei rațiuni umane. Și totuși, în condițiile acestea, loialitatea față de Dumnezeu va fi folosită de Dumnezeu pentru a da cele mai serioase dovezi ale lui Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de oameni credincioși. Vreau să vă întreb, este cineva aici loial lui Dumnezeu? Este aici cineva credincios lui Dumnezeu, orice s-ar întâmpla? Este cineva aici care în fiecare zi își exercită și își exersează credincioșia față de Dumnezeu? Pentru ca, începând cu lucrurile mici, să se pregătească pentru lucruri mari? Aveți grijă, orice lipsă de loialitate, orice lipsă de credincioșie în lucrurile mici, acele lucruri care zicem, lasă că merge și așa, ne descalifică pentru ca Dumnezeu să ne poată folosi la momentul când va avea nevoie. 2. Deci primul lucru, conducătorii Babilonului sunt convinși că au dreptate. Punctul numărul 2. Ei nu sunt ignoranți.
Dacă ar fi ignoranți, n-ar fi Babilon. Știți? Ar fi atei, ar fi din altă parte, ar fi din altă zonă. Dar conducătorii Babilonului cunosc pe Dumnezeu. Dacă conducătorii Babilonului ar fi păstrat mereu teama de Jehova, adică de Dumnezeu, le-ar fi fost date înțelepciune și putere, care i-ar fi legat de el și i-ar fi ținut tari. Ăsta a fost planul lui Dumnezeu pentru Babilon. Babilonul a avut zilele lui de aur, a avut planul lui extraordinar, făcut de Dumnezeu pentru ei, adică să fie tari, să fie o lumină a lumii. Dar ei au făcut din Dumnezeu o clotire a lor numai atunci când au fost hărțuiți și puși în încurcătură. Deci ei au făcut din Dumnezeu un fel de roată de rezervă. Când nu mai puteau, căutau roata de rezervă. De ce m-am oprit aici? M-am oprit aici pentru că deseori felul ăsta de a fi ne aparține. Uneori facem și noi la fel. Și făcând la fel, nu se întâmplă decât ne transformăm și noi treptat în Babilon. În asemenea împrejurări, negăsind ajutor la filozofii lor, atunci doar l-au căutat pe Daniel, adică bărbați despre care știau că cinsteau pe viul Dumnezeu și erau onorați de el. Deci cum e Babilonul? Babilonul zice așa: noi ne ocupăm cu toate lucrurile, și cu cele bune și cu cele rele, și cu Dumnezeu și fără Dumnezeu, iar când avem nevoie, avem câțiva oameni care știm că ăștia câțiva oameni, ăștia se ocupă numai cu Dumnezeu, ăștia sunt mai, ziceți, mai înguști, ăștia se ocupă numai cu Dumnezeu, ăștia nu știu să se distreze, ăștia nu știu să fie mai liberali, ăștia atât îi duce mintea, ei numai cu Dumnezeul lor. Și oricând putem apela la ei. La acești bărbați au recurs ei ca să le descopere tainele providenței. Căci deși conducătorii mândrului Babilon erau bărbați cu o inteligență vestită, se despărțiseră atât de mult de Dumnezeu prin păcate încât nu înțelegeau descoperirile și avertizările cu privire la viitor. Dar vă rog să observați că din perspectiva aceasta planul lui Dumnezeu fusese ca ei să poată să înțeleagă planul lui Dumnezeu în legătură cu viitorul. Dar în timp ce ei se jucaseră și cu Dumnezeu și fără Dumnezeu, ei ajunseseră acolo să nu mai priceapă. Spuneam aseară, citind din cartea lui Neemia, Dumnezeu a pus în mijlocul lor Duhul Său cel Sfânt ca să-i facă înțelepți. Și înțelepciunea aceasta trebuia să-i conducă pe acești oameni să înțeleagă voia lui Dumnezeu în legătură cu viitorul. Dar ei se despărțiseră atât de mult de Dumnezeu, încât ajunseseră să nu mai înțeleagă descoperirile și avertizările sale împreună în legătură cu viitorul. Deci, nu, conducătorii Babilonului nu sunt ignoranți. Ei știu ce vrea Dumnezeu, sau cel puțin au avut ocazie să știe ce vrea Dumnezeu, dar ei s-au despărțit de Dumnezeu și, despărțindu-se, au ajuns să nu mai înțeleagă planul lui Dumnezeu în legătură cu viitorul. Ei devin confuzi în legătură cu viitorul, ei nu știu ce fac acum în legătură cu viitorul, iar ei, în felul acesta, neștiind, împlinesc planul global al lui Satan de stăpânirea lumii. Probabil că cei mai mulți n-au o intenție rea. Probabil că sunt bine intenționați. Dar necunoscând planul lui Dumnezeu și neștiind ce vrea El, ajung să facă și să pună în aplicare planul celui rău. Punctul 3. Câmpia dura. Dumnezeu surprinde în Daniel 2 evenimentul dura sau câmpia dura
Pentru că la vremea aceea, Babilonul a vrut ca prin acel eveniment să creeze o nouă normalitate. Când a adunat toate neamurile din tot Imperiul Babilonian și a pus să se închine chipului de aur din câmpia Dura, ei au vrut să creeze o nouă religie care să aibă un caracter permanent de atunci mai departe. Și această nouă religie trebuia să aibă caracter global și unitar. Vreau să înțelegeți că până atunci, în tot Imperiul Babilonian, fiecare trib, fiecare națiune se închina dumnezeilor lui. Ceea ce a încercat împăratul Nebucadnețar să facă în câmpia Dura a fost o strategie extraordinară, cu valențe universale, astfel încât modelul respectiv se încearcă să fie copiat și acum, azi, în momentul globalizării noastre, și se va încerca să fie copiat în momentul în care se va da un chip fiarei. În evenimentele ultime se va copia acest vis al Babilonului. Și anume, dacă până acum toți v-ați închinat Dumnezeului vostru, vă puteți închina și de acum înainte, însă toți va trebui să acoperiți credințele voastre locale și personale cu un cult general pe care din când în când să-l exercitați în câmpia Dura, astfel încât să știm că toți suntem una. Toți suntem una. Și în câmpia Dura a trebuit să se legalizeze și să se pecetuiască o astfel de realitate. Citesc din Profeți și Regi, pagina 506. În ziua aceea memorabilă, puterile Întunericului păreau că au câștigat o biruință categorică. Se intenționa ca închinarea la chipul de aur să devină legată permanent. Cuvântul permanent arată că aveau intenția de... nouă normalitate. Legate permanent de formele de idolatrie instituite și recunoscută ca religie de stat a țării. Satana nădăjduia prin aceasta să înfrângă planul lui Dumnezeu de a face prin prezența Israelului captiv în Babilon un mijloc de binecuvântare pentru toate popoarele păgânătății. Poporul Israel în Babilon încă stătea în conștiința multora ca fiind un ciudat altfel. Vă aduceți aminte de modul în care înaintea împăratului persan a venit un prim-ministru. Vă aduceți aminte de numele lui? Haman. Vă aduceți aminte de modul în care a creionat el acest popor răspândit peste tot? Zice, este în împărăția ta, împărate, un popor deosebit de tot ceea ce este în poporul tău, care are legi deosebite, care nu ține de și nu ascultă de legile și poruncile tale. Israelul, chiar și așa, pedepsit de Dumnezeu datorită de căderii sale, chiar și așa, îndepărtat de Dumnezeu, tot reprezenta un ghimpe în ochiul Babilonului. Și aici, la câmpia Dura, se încearcă acest experiment, și anume, ce-ar fi să neutralizăm noi această identitate deosebită și să-i facem pe toți, dar absolut toți, să intre într-o nouă normalitate, într-un nou reset global și această normalitate să ne arate tuturor că suntem una.
Vă dați seama ce a însemnat ca trei tineri să se ridice în picioare și să zică nu? A însemnat război. A însemnat o declarație de război, pentru că Nebucadnețar și Babilonul avea nevoie de toți. În momentul în care vrei să dai o lege generală, globală, ca toți să intre pe o anumită direcție, unul dacă nu intră, el va reprezenta o alternativă. Și această alternativă deranjează, pentru că această alternativă întotdeauna va fi extrem de provocatoare. Să știți, Dumnezeu nu are nevoie de o mulțime, Dumnezeu are nevoie de unul. Atât. Întrebarea este, sunt eu acel unul? Ești tu acel unul? Aduceți-vă aminte de modul în care pune Dumnezeu problema despre Iov. L-ai văzut pe unul. L-ai văzut pe acel unul. Nu este nimeni ca el pe pământ. Și datorită acelui unul, Satan își unește toate forțele. Pentru că acolo era până la urmă în joc, era miza globalismului și a succesului său pentru câștigarea întregii lumii. Vă dați seama, noi aici suntem. Noi suntem în bătălia pentru unul. De asta să nu ne mirăm dacă vor rămâne puțini. Să nu ne mirăm dacă vor rămâne puțini. Să nu ne mirăm dacă vor cădea mulți. Să nu ne mirăm, pentru că bătălia va fi pentru unul, doi sau trei. Și vă dați seama ce înseamnă momentul în care trei au stat în picioare? Acei trei au desființat această nouă normalitate. Acești trei au desființat această nouă relansare a lumii. Au desființat-o pur și simplu. Pentru că nu se poate câștiga lumea dacă unul, doi sau trei nu sunt câștigați. Nu se poate. Și aceasta este replica lui Dumnezeu. Dumnezeu dă o replică lui Babilonului prin mulți sau prin puțini. Nu contează. Dar replica este dată. Important este cine dă această replică. Vă amintiți momentul în care Nebucadnețar se uită în cuptor? Se uită în cuptor și zice, eu văd pe unul care e ca un fiu de Dumnezeu. Și Cartea Patriarhi și Profeți și Regi își ia timp să se ocupe și să întrebe, zice, dar de unde știa el de acel unul? De unde știa el de chipul lui Dumnezeu? Și ea spune mai departe, zice, acei credincioși ai lui Dumnezeu puși în poziții cheie în Babilon vorbiseră despre Dumnezeu, îl reprezentaseră pe Dumnezeu. Și vă rog să înțelegeți, nu numai din punct de vedere spiritual îl reprezentaseră pe Dumnezeu. Ceva interesant, din punct de vedere fizic, omul ăsta avea o idee cum arată un fiu de Dumnezeu. Și când vorbesc despre din punct de vedere fizic, aici am o problemă. Știți de ce? Pentru că noi am dat la o parte asemănarea cu Dumnezeu din punct de vedere fizic. Noi am înălțat foarte mult asemănarea cu Dumnezeu din punct de vedere intelectual, spiritual, duhovnicesc, dar nu pe din afară. Nu pe din afară.
Iar cuvântul lui Dumnezeu spune că un copil al lui Dumnezeu trebuie să semene cu Dumnezeu și pe din afară. Nu numai pe dinăuntru. Ceea ce urmează în momentul următor sunt câteva gânduri în legătură cu câteva principii de recunoaștere a Babilonului. Și vom reveni la ideea aceasta de a reprezenta pe Dumnezeu pe din afară. Dar în momentul ăsta, câteva principii de recunoaștere a Babilonului. Educație, pagina 54 cu versetul 4, adică cu paragraful 4. Daniel și cei trei tineri nu au îndrăznit săriște să simtă efectul ațâțător pe care l-ar fi avut asupra lor. Și acum numărați pe degete, vă rog, luxul babilonian. Puțin ne-am gândit noi la cât de corupător este luxul în legătură cu viața creștină. Dar aici este enumerat foarte clar și direct luxul. 2. Irosirea nesocotită a dezvoltărilor fizice, mentale și spirituale. Luxul. Puterile fizice, mentale și spirituale. Suntem de acord cu partea mentală, spirituală, dar încă o dată, ce părere aveți de partea fizică? Cât de mult înțelegem că și din punct de vedere fizic, noi ar trebui să fim un model, un exemplu, o chemare la o nouă realitate, mult mai frumoasă, mult mai echilibrată, mult mai distinsă, mult mai sănătoasă decât restul lumii. Ce părere aveți? Seamănă cu reforma sanitară? Avem ceva împotrivă? Ne deranjează? Uneori da. Uneori da. Și e păcat că ne deranjează. Că ceea ce ar vrea Dumnezeu să facă cu noi este extraordinar. Auziți? Daniel și tovarășii lui învățaseră să jertfească ce este pământesc în favoarea ceea ce este spiritual și să caute cel mai înalt bine. Ei au cules această răsplată. Vă rog să observați, au sacrificat. Ce au sacrificat? Citesc mai departe. Obiceiurile lor în direcția cumpătării și simțul responsabilității ca reprezentanța lui Dumnezeu a avut ca urmare cea mai nobilă dezvoltare a puterilor trupului, minții și sufletului. Din nou, această realitate triună, dacă vreți. Trup, minte și suflet. De ce doar minte și suflet și de ce trupul l-am lăsat deoparte? Spuneți-mi mie, de ce această neglijare, nu doar formare, dar fundamentală pe care noi am ales-o? Din ce cauză? Încă o dată, ei au permanent sacrificat valorile pământești pentru trei lucruri. Cumpătare, responsabilitate. Întotdeauna a fost cumpătat și responsabil în ceea ce privește puterile trupului, minții și sufletului. Vă citesc câteva rânduri. Sper să vă placă. Din suflet vreau să vă placă. Dumnezeu îi onorează întotdeauna pe cei drepți. Tinerii, cei mai promițători din toate teritoriile supuse de marele cugeritor, fuseseră adunați la Babilon. Cei mai cari, cei mai puternici, cei mai frumoși erau acolo. Totuși, în mijlocul acestora, robii iudei nu aveau rival. Fizic? Fizic. Erau mai frumoși, fraților. Ne dăm noi cu machiaj, ne vopsim noi, ne facem, și zice, zero. Iertați, se duce la spălată.
Când te culci, ești tot ăla. Când te scoli dimineața, ai nenorocita surpriză să nu semeni cu ăla care îl vrei tu. Dar când te face Dumnezeu frumos și El vrea să te facă frumos, mai pentru asta probabil că va trebui să căutăm altceva. Auziți, mai departe, sper să vă placă. Statura dreaptă, pasul elastic, neșovăitor, înfățișarea plăcută, simțurile neamorțite, respirația neîntinată, toate acestea erau atâtea dovezi ale unor obiceiuri bune, însemne ale nobleței cu care îi cinstește natura pe cei ce ascultă de legile ei. Natura răsplătește pe aceia care lucrează în armonie cu legile ei. Apoi, fraților, noi uneori nu lucrăm în armonie cu legile ei și vrem să fim frumoși. De-aia ne văxuim. De-aia. Dar ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ia lucrați în acord cu legile naturii și lăsați-L pe Dumnezeu să vă binecuvinteze prin natura pe care a pus-o Dumnezeu în dumneavoastră. Probabil începând cu lucrul prea mult, probabil cu oboseala prea accentuată, probabil cu goana după 2 dolari în plus, probabil cu mâncarea dezordonată, cu obosirea trupului în fel și chip, dispariția zâmbetului. Am uitat să mai râdem. Prezența nemulțumirii în viața noastră în fiecare moment. Îngrijorare peste măsură, stres peste măsură. Toate acestea fac ca natura să nu mai aibă nimic de spus în legătură cu noi. Și ne mulțumim cu partea spirituală. Încă o dată, sper să vă fi plăcut. Am citat din Dietă și Hrană, pagina 28. Sper să nu vă întristeze titlul cărții. Educație, pagina 55, din nou. La curtea Babilonului erau adunați reprezentanți ai tuturor țărilor, bărbați cu cele mai alese calități, bărbați cel mai bogat înzestrați cu daruri naturale, posesori ai celei mai înalte culturi pe care o putea oferi această lume. Totuși, în mijlocul tuturor acestora, prizonierii evrei nu aveau niciun egal, nu aveau niciun rival în putere fizică și frumusețe. Wow! Toată lumea vrea asta! Atleții trag de fiare de dimineața până seara, ies afară, își arată mușchii și așa mai departe. Sunt frumoși? Sunt. Daniel era unul dintre ei. Așa zice, era frumos fizic. Toată lumea vorbește, blond cu ochii albaștri, astăzi brunet cu ochii nu știu cum. În sfârșit, Daniel era frumos. Nu, să nu ne imaginăm că Dumnezeu nu vrea să fim frumoși. Dumnezeu vrea să fim frumoși, puțin de tot. Mai asculta, să mai ascultăm și de El. Puțin de tot. Haideți să mai ascultăm. Când Dumnezeu spune, oameni buni, vedeți, uitați-vă ce puneți înainte. Vedeți cât mâncați. Cum mâncați, vedeți cum vă odihniți, când vă odihniți, vedeți cât de îngrijorați sunteți, cât de multă încredere puneți în Dumnezeu. Vedeți toate acestea. Neclintirea în loialitatea față de Dumnezeu, constanța în stăpânirea propriei persoane, demnitatea nobilă a lui Dumnezeu, purtarea frumoasă, politicoasă. Oh, cât de mult mă doare. A apărut acum un nou stil de creștini. Stilul de creștini care nu mai au niciun fel de politețe, niciun fel de demnitate. Stilul de creștini care vorbesc ca de pășanți. Stilul de creștini care își închipuie că dacă au dreptate, pot să strige,
pot să devină violenți, pot să vorbească oricum, pentru că ei au dreptate. Și în timp ce lucrul ăsta îl văd în stânga și în dreapta, mi-aduc aminte de Domnul Iisus Hristos care spune, nu și-a deschis gura deloc, ci se supunea dreptului judecător. Adică Domnul să te mustre, Satanul. Știi ce? N-am de gând să mă cert eu cu tine. Vezi? Poate că te mustră Domnul. Și mustrarea Domnului e mai puternică decât orice mustrare pe care eu pot să o produc cu buzele sau cu cuvintele mele. Vorbim despre modalitatea sau idealul ăsta de creștin, îl citesc și îl încerc să-l înțeleg tot din educație, capitolul, adică pagina 55. Înțelepciunea și calitatea de om a lui Daniel, calitatea de om de stat, erau de așa natură, de o așa natură înaltă, la care se adăuga perfecțiunea în tact. Ce înseamnă perfecțiunea în tact? Știi ce? Nu mă interesează. Eu ce în gușă și în căpușe, ce am pe suflet, aia îți spun. Ăsta e tactul. Ce înseamnă tactul, fraților? Tactul înseamnă orice mustrare o fac pentru ca să-l câștig pe celălalt. Întotdeauna am grijă de celălalt mai mult decât de emoțiile și de sentimentele mele. Eu nu vorbesc să mă răcoresc. Eu nu vorbesc să mă descarc. Eu vorbesc ca să câștig. Dreasă cu har și cu sare să vă fie vorbirea. Dreasă cu har. Când vorbești fiecare vorbă, drege-o înainte să o scoți și drege-o cu har, cu frumusețe, drege-o așa. Ăsta-i tactul. Te gândești înainte să vorbești de unde ți-ai tactul sau nu. Sau te enervezi și pe urmă nu mai există nicio barieră, nu mai există nimic care să te cenzureze în vreun fel. Deci odată se adaugă perfecțiunea în tact, nu în tact 50%, perfect în tact. Dragilor, ăsta e creștinul. Nu ai tact, nu ești creștin. Apoi, curtenie și bunătate neprefăcută a inimii. Fraților, creștinul nu e ăla rece, distant, care nu-i pasă, nu te poți apropia de el ca de un sloi de gheață. Creștinul este curtenitor. Ce înseamnă curtenie? Spuneți-mi, vă rog, vorbiți-mi ceva despre perioada de curtenie. Este perioada în care te dădeai peste cap să-ți câștigi logodnica sau logodnicul și nu știai ce să mai faci pentru ca să câștigi. Spune, purtarea creștină trebuie să țină de curtenie, să te dai peste cap să câștigi în continuu. A, nu-mi pasă, e treaba lui. Păi bine, dar s-a potignit, că cum ai vorbit, tu l-ai dat peste cap. Nu mă interesează, eu am spus adevărul. Nu-i creștinesc. Nu e creștinesc. Uitați-vă, vă rog, la roade. Roadele pe care Dumnezeu le pune înaintea noastră sunt de altă natură. Creștinul pe care îl vrea Dumnezeu în împărăția lui nu e creștinul pe care îl fabricăm noi. În ultima vreme. Deci, perfecțiune în tact, curtenie, bunătate neprefăcută a inimii, toate combinate cu statornicie în principii. Rămân același creștin. Statornic, neclintit. Numai că e frumos. E frumos. Când Daniel se prindea de Dumnezeu cu o încredere nestrămutată, spiritul puterii profetice venea asupra lui. Premiu. Asta e premiu. Vreți premiu?
Îl vrem și ne rugăm să vină Duhul Sfânt, să se întâmple și vrem lucrul ăsta. Vreți premiu? Așa se ajunge la premiu. Am făcut o listă pe marginea foii cu citate. Frumusețe fizică, corporală. Da, îngrijiți-vă de corpul dumneavoastră, dar nu doar spălându-l pe dinți. Îngrijiți-vă ieșind afară, făcând exerciții, respectând ceea ce spune Dumnezeu în legătură cu mușchii dumneavoastră, în legătură cu ținuta dumneavoastră, în legătură cu pasul dumneavoastră, în legătură cu tot ceea ce sunteți. Îngrijiți-vă de templu. Purtați-vă cu dumneavoastră ca și cu biserica lui Iisus Hristos, ca și cu templul lui Iisus Hristos. Nu numai pe dinăuntru, pe din afară de asemenea. Apoi, aveți grijă de estetică. Contează. Dar învățați estetica lui Dumnezeu pentru a fi frumoși cu adevărat. Apoi, inteligență. Apoi, literatură. Spune la un moment dat în educație, pagina 55, paragraful 2, pe lângă vigoare mentală și frumusețe, aveau cunoștințe literare. Citiseră mult. Și din tot ceea ce au citit, au luat ce este bun. Și au împodobit viața lor cu un câmp al cunoașterii literare deosebite. Apoi, loialitate, stăpânire de sine, demnitate, din nou, etică în comportament, ceea ce înseamnă comportament frumos, politețe, tact, curtenie, bunătate, principii statornice, toate acestea sunt elementele pe care le vrea Dumnezeu de la noi pentru ca în final să ne poată premia cu spiritul puterii profetice care venea asupra Lui. Asta este, așa se ajunge la Duhul Sfânt. Noi cerem prezența Duhului Sfânt, vrând să sărim peste toate acestea și ne dând importanță tuturor acestora. Dragii mei, oamenii din jur fac și ei stăruințe, vor și ei Duhul Sfânt. Să nu cădem în această capcană. Duhul Sfânt este acela care este rezultatul unei apartenențe de Iisus Hristos, unei relații de suflet cu El, în așa fel încât Iisus Hristos să ne transforme pe fiecare dintre noi. Dumnezeu ne vrea martori și cu aceasta va trebui să închei, deși mai sunt câteva idei, dar acum Dumnezeu ne cheamă să-i fim martori în lumea de azi, la fel ca și Daniel. În problemele mici, cât și în cele mari ale vieții, El dorește să descoperim înaintea oamenilor principiile împărăției sale. Mulți așteaptă să le fie încredințată o lucrare mare, în timp ce pierd zilnic ocaziile de a da pe față credincioșie față de Dumnezeu. În fiecare zi, Dumnezeu are grijă să-ți dea o ocazie să te arăți credincios. Nu există nicio zi de la Dumnezeu pe care să o ai, în care Dumnezeu să n-aibă grijă să-ți dea un test. Să nu te duci la culcare vreodată într-o zi zicând: Dumnezeu, cred că astăzi, mulțumesc, Doamne, a trecut așa, nici n-am băgat de seamă, bine că nu mi-ai dat niciun test. Nu! În fiecare zi Dumnezeu ne dă un test. Lucruri mici pe lângă care am trecut. Uitați-vă, vă rog, cu băgare de seamă să vedeți neglijența în lucrurile mici. Zilnic dăm greș în a le îndeplini cu toată inima îndatoririle mărunte ale vieții. În timp ce mulți așteaptă o lucrare mare în care să-și exercite presupusele talente deosebite, în felul acesta să satisfacă dorințele lor ambițioase, zilele noastre trec. Iar Dumnezeu ne cheamă la o altă acțiune. Dragii mei, mă voi opri aici. Timpul nostru a expirat. Factorul Babilon este elementul care ne provoacă astăzi pe noi. Încă n-a venit vremea fiarei. Suntem în zona confuziei generale. În această zonă a confuziei generale, Dumnezeu ne cheamă să formăm un chip al lui Dumnezeu, peste care Dumnezeu să-și poată pune peceta lui, să zică: ăsta, da. Acesta, da. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Iisus,
din mijlocul unei Babilonii fără egal din lumea noastră. Ridicăm privirile și te căutăm, Doamne, pentru că ne ești singura speranță, singurul drum, singura realitate a vieții sfințite pe care o avem. Ne ridicăm ochii spre Tine, Doamne, și Te rugăm, ajută-ne să ținem ochii ațintiți numai spre Domnul Iisus Hristos. Într-o vreme a pecetluirilor, într-o vreme a sigilărilor, unii într-o parte, alții în altă parte, vrem, Părinte, să ne pecetluiești și să rămânem cu Tine. Învață-ne, Doamne, statornicia în credință și în principii. Ajută-ne să ne placă legea Ta, poruncile Tale, viața de ascultare neclintită, să o iubim, Doamne. Fiecare ocazie pe care ne-o dai în fiecare zi de a proba loialitatea, ajută-ne să fie cea mai mare bucurie pe care vreunul dintre noi o are. Ajută-ne să ne rugăm în cuvintele acelea, poruncește, Doamne, pentru că vrem să ascultăm de Tine. Apoi Te rugăm să construiești, să zidești în noi o neprihănire frumoasă, o neprihănire plăcută, asemenea Domnului Iisus Hristos, plină de tact, în dorința de a câștiga pe oamenii din jurul nostru, plină de noblețe. Fă, Doamne, ca zâmbetul să nu ne părăsească fața, bucuria să fie acea realitate pe care să o împărtășim cu toți cei din jurul nostru. Oamenii să vadă că lângă Hristos este fericire, cu El este pace, este dragoste, este bine, Doamne. Ajută-ne să arătăm cu viața noastră că Tu vindeci sufletul, dar și trupul, și că trupurile noastre sunt cu adevărat temple ale Duhului Sfânt, nu niște roabe ale lumii acesteia. Fă, Doamne, ca pe trupurile noastre să nu-și pună amprenta această lume, ci împărăția Ta, lumea viitoare, cu dreptul ei de existență frumoasă, Părinte. Și dacă cumva până acum ne-am înrobit trupurile pentru a câștiga lumea aceasta, fă, Doamne, să vină momentul dezrobirii și să putem începe o viață frumoasă trăită cu Tine. Viața aceea a libertății, a eliberării, în care fiecare dintre noi să fie liberi înaintea cerului. Te rugăm frumos, scoate-ne din Babilonul acesta. Prea multă confuzie e în lumea aceasta și uneori chiar în mintea noastră. Fă, Doamne, lumină cu legea Ta, cu cuvântul Tău, dar mai ales cu Duhul Tău cel Sfânt. Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin.